mireasă pentru fiul meu. Războiul dintre Traian și Andrei a continuat cu o nouă bătălie. Arunca cu geanta în noi afară. Avem și material, duminică, când s-a aruncat cu geanta în Corina. Lurga să-i o bag în gură. Și el a dat cu pumnul în gaz. Dacă ți-a aruncat Traian geanta în față, ce făceai? Vorbesc de episodul de ieri. Andrei și... Păi, dar nu vorbesc de geanta. Păi vorbește măcar de geanta. Traian, nu țipa. Îți vorbesc frumos ce-am vorbit. Rămă o dată și o să vezi. Îți vorbesc frumos ce-am să văd. Ce-i să faci? Ai să mă omori? Eu și mă pe tine direct. Asta-ți fac. Da? Bine. Asta-ți fac. Pura lui. Să mor eu dacă nu pot să tați. Da, termină, puiul. Dar nu-l mai băga în seamă. Și să nu-l bag în seamă, c***at lung. Începi la amenințări acum. M-am jignit în toate felurile acum. Stai cu mine în casă și gata. Tu dacă ai fi dat cu geanta în Cristina, cum ar fi reacționat Andrei? Se știe de la câteva vorbe cu Bogdan. Nu, dar nu să facă asta, pentru că Traian nu are ce geanta în acasă. Se știe de la Bogdan când a spus câteva vorbe despre Cristina, cum a reacționat. Facem dură, că nu dăm. Nu dăm mama tine. Tu n-ai văzut ce zice? Deci lasă să vină material să curgă și toată lumea să-i tragă concluzii. Să nu te mai bagi, Sorin, în seama cum e. Să nu mai dai vreun semn, că nu te mai halezi nici pe tine. A zis ce a zis despre Traian, știm că pare rău, dar așa el, mai impulsiv. Are și el o parte de vină, că dacă ai vorbit ca între băieți, ai vorbit și ne știe ce lucru, trebuia să taci sau, nu știu, să nu le spui neapărat la nervi. Gata, stai, că nu mi-ai băgat în seama de naiba să vorbească ceva. Eu întorc să te facă cu nervii, tu nu vezi? Să te enervezi, că le pică bine. Cred că n-ai văzut tu pe oară. Am văzut și nu mai încoace. S-a trezit. Gata, mă, nu mai cerușim mă. Dar numai, păi nu mai mi-adu aminte de el. Dar s-a văzut prea în conflictul cu fiecare că nu recunoște amințe pe față de el, ducea la disperare. Da, și dacă aș fi dat-o acum, aș fi cerut, nu, păi, nu, 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 ce? Care e problema? Cine vă fac în geantă? Mi-e tare mie. N-am aruncat-o așa. Că o dădăm peste gaz. Dacă ar fi recunoscut, era cu totul alta situația. Putea să-i spun acum, nu mai vreau să-ți o mai las, că nu mai suntem prieteni sau ceva de genul. Am ajuns răsul țării să-și mă jignească așa pe nos. Tu că ești mai moale și când vrei să te cerți și cazi prost că... Se zice că nu mai ai dreptate, nu, uite că nu are argumente. Știi tu dreptatea destul de bine. Și ce să fac, să mă apuc să vorbesc acum? Nu, să te apuci să vorbesc, dar tu nu știi destul de bine. Mai am un introspectiv. Mireasă pentru fiul meu. Revenim la geantă. A fost aruncată cu intenție? Normal, cu intenție, nu s-a văzut. Direct în capul ei, i-a dat în față. Deci, practic, Corina a fost sinta... S-a văzut. Da, și a zis pe material, bine a zis Cristina, că dacă nu vrea să vedea, putea să-i zică că nu te mai dau. Și am zis, nu mi-aduc aminte, deci nu mai aduceam aminte să zic dacă ți-am dat-o sau nu ți-am dat-o, dar nu ți-o mai dau. Îmi retrag cuvintele și nu ți-o mai dau. Vreau geanta înapoi. Și atunci, v-am zis, dacă ești bun cât îi dai, că nu i-ai mai dat, ți-a dat în cap. Doamna Mirela, dar din punctul nostru de vedere, nu este un gest frumos. Cum ți-i dai cu geanta în cap și mai ales fetei? Păi deja tu treci la ce treci? La amenințări, la atac, apuci să dai cu ce te... El are intenția Corina de a lovi. Spunea, Corina, da? Spuneai că a fost un gest involuntar sau a fost cu bună intenție? Bună intenție. Habar nu am, dar astfel de gesturi nu se fac. Dar tu erai țintat, tocmai asta de fapt? Am spus că dacă era Traian în locul lui Andrei, nu cred că ar fi făcut asta. Nu ai cum să faci așa ceva. Ținta ea a fost, adică putea pur și simplu să o lase din mână, să o lase lângă ușă și... Sau să o fie aruncat peste gard. Sau la coș. Andrei, sau la oriunde, da. Acum, sigur, gestul în sine de a arunca către cineva, nu contează că ai nimerit sau nu persoana. Gestul în sine este un gest care știi că nu se face. Să-i dea geantă, dacă nu mai are era nevoie. Era o geantă pur și simplu... Goană. Avea 2 grame. Da, putea fi altceva. Și am aruncat-o în sus spre el. În niciun caz nici să-l ating pe el. Să-și o ia, nu să dea în el sau în ea. Și nici să ating pe altcineva. Nu deci a fost alta intenția mea. Deci cred că ți-a avut loc să vadă, a văzut, doamna Mirela, n-are loc să ne mai justificăm. De parte, Andrei, limbajul pe care tu l-ai folosit și pe care noi a trebuit să-l cenzurăm cu un bip prelung, nu este prima dată folosit în această fiecare dintre voi are dreptul la demnitate, la onoare, la imagine. Nu poți să-i spui unui băiat care până ieri ți-a fost prieten că-i faci ce ai spus tu că-i faci. Ați spus reproduce foarte bine. Fiecare are dreptul la imagine și la tot. Mie nu poate să-mi trece nimeni imaginea prin minciunile pe care le faci. Am înțeles, el. Dar nu te referi să la exprimările pe care tu le folosești. Mai despre tine, nu mai vorbi dând impresia de violență și de agresivitate prin limbaj. Atât te rog. Doamna Mirela, dar nu cât dă impresia. El chiar este violent și chiar are un limbaj de caracter zero. Asta e